putem să ne bătăm cu apă rece. Pe de altă parte, speranța moare întotdeauna ultima. Așa că așteptăm investitorul providențial sau grupul de oameni care să-și dorească să facă mult mai mult decât am făcut noi și poate că lucrurile vor căpăta alt aspect, din păcate. Ba, pe de altă parte, domnul Popa și jucătorii de care spuneam, purtați probabil de alte echipe, nu știu câte ratare vor mai avea ei până când situația se poate normaliza, pentru că nu ar putea rata oportunități mai bune pentru ei. La ora actuală, așa cum dacă ați văzut comunicatul, clubul a luat decizia ca toate contractele jucătorilor și a staffului tehnic să fie rezeliat, începând cu depunerea mandatului de către conducere. Lucruri în perioada între întâlnirea Consiliului Director și adunarea generală, așteptăm propuneri. Dacă la adunarea generală, până la adunarea generală nu se întâmplă nimic, adunarea generală va hotărâ viitorul clubului pentru sezonul următor. N-aș putea să vă spun acum ce decizii se vor lua sau în condițiile, pot doar să fac presupuneri. În condițiile în care nu se întâmplă nimic, sună-te eu pe Florentin, de ce nu poți să intre? Da. În condițiile în care nu se întâmplă nimic, probabil că rămâne ceea ce ați spus dumneavoastră, va trebui să continuăm cu copiii, cu juniorii pe care îi avem. Un singur lucru putem să, de un singur lucru pot să vă asigur, de faptul că vom respecta competiția indiferent de situația în care vom fi și vom duce competiția până la capăt. Așa cum știți, acum 2 ani de zile, 3 ani de zile, într-o situație similară, și în ultima etapă, cu toate că puteam să nu ne ducem și nu se întâmpla nimic, ne-am dus până la Oradea, chiar că am plecat. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem datori oamenilor din federație care ne-au sprijinit și ne-au sprijinit. Suntem datori mediului sportiv și pentru a respecta competiția. Ce o să fie mai important? Domnul președinte, ce ne spune Rafael Stănescu, un jucător important pentru Liga a doua, în situația actuală? Vă salut, bună ziua tuturor! Ce să zic, așa cum a zis și Mister, anul ăsta a început, cred că cum nimeni nu se gândea, în Brăila, cu un parcurs extraordinar la Liga 3-a, cu calificarea și promovarea în Liga 2-a, după care, părerea mea, lucrurile trebuia să iau o altă turnură, să zic așa. La modul că să reziști și să ai rezultate bune, nu ne gândeam la play-off sau și așa mai departe, dar nici să fim în situația în care suntem, cred că cel puțin 5-6 jucători, pe lângă jucătorii care eram acolo cu experiență și jucători tineri cu perspectivă, cred că trebuiau aduși. Pentru că nivelul este ridicat, este altceva față de Liga 3-a. Dacă la Liga 3-a poți să câștigi un meci cu 2-3 jucători, la Liga 2-a se pare că nu se pot face rezultat așa. Am înțeles și chestia că nu au fost bani, poate, de transferuri. Dar eu cred că dacă stăteam și căutam poate mai bine jucători și ne uitam atent la jucători, cred că găseam și jucători buni să facă față în Liga 2 cu salariile de care sunt acum la echipă, părerea mea. Rafa, aș putea să-ți răspund la... Dă-mi voi o secundă. Deci era etic și moral, așa cum era etic și moral și față de tine, și față de Marius, și față de Patrick, și... Etic și moral era față de toți jucătorii care au, ca să fie păstrați în lot. Ne-am asumat-o, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu îmi asum responsabilitatea de a... Ați greșit strategia? Greșit strategia în condiții, puteam să spun că am greșit strategia,
în condițiile în care aveam buget cu care să aducem alți jucători. Totuși au venit niște jucători noi în vară. Nu totuși la nivelul... Răducan, și, da. Toată lumea așa... Văinescu... Da. Repatele, că e normal, că și noi și toată lumea, că... Mai avem noi, pentru că noi am jucat. Am venit de la o echipă delicată. Ce a fost așa? Părerea mea. Mai ales ținând cont acum și mi-aduc aminte de meciul cu Brașov, unde am ratat două, trei ocazii, unde am avut penalti, unde s-a acordat. Mi-aduc aminte de meciul cu Astra acasă, unde am avut penalti și l-am ratat. Probabil că, da, nu știu ce să zic. Mai ales în meciurile de acasă, eu zic că am fost și lipsiți de noroc. Părerea mea. În meciurile de afară, da, poate trebuia mai multă concentrare. În numele de meciuri fi până la capăt, că la 7-0, cu Zou nu mai lipsiți de noroc n-am fost. M-am avut și eu și a plouat. Iar la meciurile de afară, da, probabil mai multă atenție, mai mult, nu știu cum să zic, dăruire din partea unora jucători, mai multă responsabilitate din partea lor. A lipsit în unele locuri. Greșelile personale au fost extraordinare și repetate. Uite, a revenit și Florentin. Din păcate, cam așa s-a scris istoria acestui tur de campionat. Păi asta vrem să facem și noi acum, să ne reorganizăm, dacă putem, dacă nu, cine vine să, normal, va veni cu suflul nou, probabil că va veni cu alți antrenori, alți jucători. După punctul meu de vedere, nivelul a fost foarte, foarte greu, pentru că îți trebuie să anumite condiții pe care trebuie să le ai la Liga 2. Dacă la Liga 3 am avut un parcurs foarte bun din punctul ăsta de vedere, la Liga 2 s-au schimbat toate cerințele și cu toate astea am avut anumite meciuri în care puteam să scoatem rezultate bune. Sunt meciul cu Brașovul, meciul cu Astra, meciul cu Mercurea Ciuc, unde arbitrii pur și simplu ne-au, cum să spun, ne-au privat de o bucurie destul de bună și, prin punctul de vedere, iară, mă apuc să vorbesc, mai mă uit și pe la televizor ce se întâmplă, este strigător la cer. Lucrurile astea, mai ales pentru o echipă mică, astea fac diferența și dacă nu ești ajutat, corect, adică nu m-a ajutat să dea pentru mine, să mă ajute, să dea ce aveam, cu siguranță noi, din punctul meu de vedere, trebuia să avem acum cel puțin 9 puncte. Da. Asta a fost, nu mai putem da timpul înapoi, pentru că na, este imposibil, dar cu toate astea, jucătorii și-au făcut pe deplin datoria cât au putut, noi ne-am antrenat cum am putut și pe unde am putut. Mă uitam la echipele unde am jucat, la echipele care mă trag la promovare și la... Adică zici că eram din altă lume, plus Mercurea Ciuc care au venit la Însurăței cu o armată de oameni și foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere. Nu, am venit cu propriul gard de televiziune. S-a văzut și pe teren. Păi, au venit cu doi președinți plus televiziunea proprie. Adică, una peste alta, ai bani, nu vreau să faci performanță. Dar, mă rog, papa, dacă n-ați vrea să mai facă ceva, și nu neapărat că este un elogiu pentru Florin, dar mi-a ducat aminte că, după partida cu FC Buzău, un om cu mare experiență, domnul Districul, ăsta îi spunea, zice, domnilor, nu înțeleg, nu-mi închipui cum Florentin Petre poate produce fotbal în condițiile de la Brăila. Evident că nu era o atingere către conducători, dar probabil că era o realitate. Se întreba și Cristicul să-i cum de Florentin Petre poate lucra, poate încerca să facă ceva în condiții, din păcate, destul de dificil. Noi am pornit la un drum împreună. În momentul când eu am apuc o treabă... Ai spus-o întotdeauna, mister. Normal, eu sunt un luptător, așa am fost crescut și educat încă de mama și tata încă de cei 7 ani de acasă. Eu nu o să cedez niciodată și nici acum nu cedez. Adică nu plecați? Eu mai am o întrebare, că după aia trebuie să fug, că am o treabă pe radio. Vă retrageți de la echipă? Ați primit vreo ofertă? Sau cum faceți?
Eu am avut oferte tot timpul. Sunt convinsă! Am început campionatul. Așa. Totul depinde de ceea ce se va. Asta nu înseamnă că o să fug de la greu. Eu tot timpul am stat la greu. Când alții au fugit și ne-au vorbit, eu ca să pot să pui pe picioare un lucru, din punctul meu de vedere, Brăila este unul dintre cele mai frumoase orașe cu o istorie aparte din România. Oamenii ar trebui să înțeleagă, atât cei care au bani foarte mult și cei care vorbesc pe internet, că lucrurile nu se fac așa bătând din palme. Ca să faci fotbal, îți trebuie niște condiții. N-am cerut condiții de Miercurea Ciuc sau Hărmăștat sau eu mai știu ce. N-am cerut decât strictul necesar ca să putem să facem lucruri corecte din punct de vedere fotbalistic. Și ne-am chinuit. Într-adevăr, am avut perioade bune, perioade în care am promovat, iar după aceea lucrurile s-au schimbat pentru că a Liga a doua, nivelul este altul din punct de vedere al... Copiii sunt acolo și Florentin va să confirme că primul discurs de la primul meci sau dinaintea primului meci la Liga a doua a fost o să vedeți că recunoștința oamenilor se țină fix trei etape. Și apoi? Care recunoștința cui? Suporterilor, faptul că ai promovat și că ai reușit să învingi oțelul, că de fapt asta a fost... Da. Da. Fix trei etape. Și exact așa s-a și întâmplat. Brăila este membru fondator. Dacia Unirea Brăila este membru fondator al Ligii a doua și clubul cu cele mai multe prezențe în Liga a doua, peste 50. Nu rețin exact câte, dar e membru fondator împreună cu cealaltă echipă din oraș, în 1934, franco-română, au fost membre fondatoare ale Ligii a doua. Bine, pentru mine pare greu de pus în practică, dar nu știu dacă Florentin ar fi de acord. Adică să se unească toată lumea din Brăila, de ce nu poate și Bănel Nicoliță, care s-a întors. Și toți oamenii de bine, de la celelalte echipe, Dacia Unirea să devină vârful acestui segment fotbalistic și să vină toată lumea, ceea ce pare greu, până la urmă. Să știți că demersul ăsta, cu toate că am fost acuzat de foarte mulți că n-am ieșit atât de des să spunem ce avem, ce gânduri avem sau să ne clamăm necazurile. Eu sunt de părere că de la sublim la ridicul un singur pas și n-am vrut totuși de fiecare dată să transformăm fiecare întâlnire cu membrii presei sau în mediul public să fie un șir nesfârșit de băicăreli. Asta este, ne-am asumat-o, o ducem până la capăt. Demersul de a coagula tot ceea ce înseamnă oameni care investesc în fotbal la Brăila a fost permanent. Și oamenii din jurul meu o pot confirma. Am avut discuții permanente cu cei care ar putea, în ideea de a crea un pol cu Dacia Unirea ca vârful piramidei. Cu echipe de Liga a treia, cu echipe de Liga a patra, cu echipe de junior și care să joace pe terenurile celor care ar veni în acest grup. Din păcate, nu s-a reușit concret nimic, interese mici, mărunte, cred eu, sau pur și simplu teama de responsabilitate. A avea responsabilitatea de a menține, de a duce clubul la nivel de, sau menține la nivel de a doua, este una foarte mare. Eu spun și eu repet, eu și cu Valentin Abramescu, nu am avut niciodată pretenția de a fi investitori. Noi am preluat clubul într-un moment în care nimeni nu se oferea să-l preia și să desfința, susținut de domnul Cârligea la vremea respectivă. A fost o perioadă în care, din 2017, domnul Cârligea s-a retras. Am rămas, n-am vrut să renunțăm. Cu bune, cu rele, am încercat tot timpul să ținem același grup de oameni lângă noi. Drept dovadă că în 8 ani de zile Florentin este de-abia al treilea antrenor și Dumnezeu să vede pe Gică Barbu a venit doar pentru 3 etape. În 8 ani de zile putem să spunem că nici nu a fost. Doar Alin Cunzacu și Florentin. Fiindcă am crezut întotdeauna în ideea de continuitate, de a construi. Că cel mai ușor e să dărâm, nu să construiești. Am avut și o strategie. Aș întreba dacă nu ați văzut pe Marius Cocârlă. Diferența fotbalistică este așa de mare între competitoare pe teren.
pe de-o parte, pentru că, na, ei discută jucătorii înainte de partidă și află cam ce salarii, cam ce condiții au ceilalți și probabil că din stat pleci cu un oarecare handicap. Bună ziua! Nu neapărat. Este vorba și de... Nu neapărat de dorința jucătorilor, că dorința am avut. Nu cred că poate, dacă cineva a fost la meci. Eu n-am zis de dorință. Dorința cu siguranță, da, dar te întrebam dacă este o diferență fotbalistică de valoare foarte mare între competitori, eu cred că nu. Nu, nu este. La noi poate n-am fost experiență atât tot. Dar valoare a existat și ne-a lipsit, după părerea mea, cel mai important lucru, ne-a lipsit Patrick Petru, care în Liga 3-a a făcut diferența și 34% din meciuri ne ridica. A fost accidentat și nu neapărat că pun baza pe un jucător acum, că nimeni nu pune baza pe un jucător, dar dacă și el era ok, era accidentat 3-4 luni și era la 100%, după punerea mea zic că avea rezultat. Situația, Marius, este ireremediabil pierdută sau totuși câteva plombe, da? Că intră în normalitate în această iarnă, se poate că da ce unii la să în Liga voastră. Da, de ce nu? Mergem mai departe, cu încredere și cu Dumnezeu înainte. Nimic nu, e tot până la ultima etapă sau când se trage linie matematică. Mergem înainte, dacă se pierde tot, dacă... Minun s-au mai văzut.